Bine v-am găsit la un test de cu inverterul Huawei. Așadar, o să fac un test cum s-a cerut, fără baterie, cu alimentare doar din soare. Așadar, avem aici aplicația mobilă. Este conectat inverterul și în momentul ăsta vedem că vine 1,7 kW din panouri, 237V cu 7A. Casa consumă 1 kW, iar în baterie se duc 660 de W, adică 0,66 kW, iar vedem că din grid de aici, din partea asta, mai vin încă vreo 6 W, cum se vede și în acest contor. Deci undeva pe la 5-6 W absorbe din grid, nu stă în 0, pentru că nu are cum să stea în 0, este un inverter din acesta hibrid, nu trece prin el, e bine conectat în paralel cu sistemul. Aici este smart meter-ul, care măsoară cu ajutorul acestei sonde. Aici este intrarea de fază și el analizează odată la 0,2 secunde curentul care intră pe aici și îl face o compensare astfel încât să nu trimită nimic în partea asta, în flow-ul curentului. Aici ne arată exact și energia, ar trebui să fie identicul ăla de acolo. Frecvența, kilowați și exportul total, pentru că am mai scăpat un pic la început, înainte să pun bateria, am mai scăpat câțiva wați acolo, nu este mult, 20 de wați. Bun, așadar, aici este inverterul, aici este backup box-ul, acesta are un consumator deja pe el. O să folosesc acest ampermetru, clampmetru. Ok, ar trebui să și pornesc. Dacă mai pornește, dar nu mai pornește momentan, să mă uit imediat la el. Gata, acesta este clampmetru cu care voi face măsurăturile și o să vedem că aici din panouri, acesta este cablul care vine de la inverter. Și vedem că în acest cablu avem 5,7 amperi care se trimit din inverter către consumatorul casei. Bun, de aici avem gridul, în partea asta aici, avem gridul unde vedem că pleacă la fel 4,7 V, deci gridul înseamnă, ce înseamnă gridul aici? Și este o conexiune în panoul central de siguranță și nu este ce vine fix din rețea, adică nu e intrarea asta de aici, asta e intrarea de afară. Iar aici consumatorul critic, care are undeva la 3,9 amperi, este un router pus pe această ieșire. Eu o să simulez acum o lipsă de energie, o pană de curent. Voi simula o pană de curent. Aceasta este siguranța inverterului, este un B16 pentru 3 kW. O să simulez pana aceasta de curent. Și becul acesta îmi va arăta cum funcționează. Așadar, 3, 2, 1, pană. 1, 2, 3. Și acum totul acuplat pe cu ajutorul acestui backup box. Acum ar trebui să se vadă și în aplicație, dar are nevoie de un mic refresh. Aplicația este direct conectată la inverter cu ajutorul acestei antenuțe, iar comunicarea principală se face prin acest dongle pe Ethernet pentru o conexiune mai stabilă. Imediat o să se facă update și aici. Ar trebui ca de aici să nu se mai vadă nimic, iată că a apărut o chestie verde aici, 232. Power meter-ul acesta. Bun. Încă nu și-a făcut update. Da, gata, acum nu se mai vede verde. Deci acesta nu se mai vede verde, așadar din grid nu mai intră nimic. Nu mai intră nimic pentru că am dat cu siguranța asta jos, care alimentează inverterul din tabloul principal. Bun, acum backup box-ul este pornit. Avem 1,6 kW din panou și acum ce o să fac? O să merg la baterie jos.
bateria este aici, pentru că mi-ați cerut un test dacă merge direct din fotovoltaice și o să opresc bateria de aici să nu se mai încarce. Bateria are aici un întrerupător, DC switch și o să-l pun în poziția off. Deci acesta este oprit, dar cu atenție mare, comunicația nu este oprită cu inversorul. Bun. Acum dacă mă duc din nou la aplicație, vedem că panourile au scăzut la puterea de 0,8 kW. Deci ce consumă, ce consumator avem critici, atâta dau panourile. N-au consumat de mai mult pentru că atâta cere invertorul. Asta e puterea cerută de invertor. Și acum ar trebui să vedem și din baterie că nu mai iese nimic de aici. Arată un 0,073 W. Și acum este totul pe soare. Deci doar invertorul, e puțin cald, se poate ține mâna pe el, mulți ziceau că fac zgomot, face nu știu ce zgomot, dar nu face, după cum se observă, nu face niciun fel de zgomot. S-au aprins cele două LED-uri aici, portocalii, care indică că este în modul off-grid. Ar trebui să vedem și aici ceva modificări. Dar nu cred că se va vedea, deci bateria rămâne cumva suspendată, nu știu pentru cât timp, pentru că ea este prezentă în sistem, invertorul este conectat cu bateria și vedem și aici că scrie off-grid operation. Deci observăm că de aici a scăzut de la 1,7 la 0,8 A, că atâta consumă, asta e consumul casei. Atâta pleacă de aici din acest backup, pe aici se duce tot curentul. Deci vine de la invertor de aici, 4,2 amperi și se duc pe aici 3,8 amperi. Nu știu exact cât de bine arată acest aparat, e posibil să mai dea erori, iar de aici din rețea este 0, ăsta e grid, rețeaua înseamnă 0. Nu este oprit tot curentul casei. Dar dacă vreau să opresc curentul casei, acesta se poate face apăsând acest buton și să opri și curentul casei. Deci efectiv casa nu mai este alimentată de nicăieri. Am doar becurile care sunt funcționale. Iată, o să merg aici la un bec. Să văd că avem energie. Totul din solar, deci numai din solar. Bateria este oprită, este pusă pe off, se aude un zgomot ceva la ea, nu știu exact cât va ține funcția asta așa, pentru că am zis, invertorul este, iată că se pare că puterea de la soare este ceva mai mică și pot să apară întreruperi, mici întreruperi, foarte, foarte mici întreruperi, de aceea o să dau drumul la această tensiune și o să conectez din nou bateria, pentru că e posibil ca soarele să nu mai aibă așa putere și să-mi scoată de aici, uite că a venit un 900 de W și să-mi scoată mai puțin. Bun, acum urmează să pornesc bateria. Deci am văzut că merge fără baterie. Am pornit nouă baterie. Și o să pornesc din nou invertorul să-l alimentez din grid. Și acest se va opri timp de o secundă. Cam asta a fost tot. Acum din nou sistemul se autoreglează, are nevoie de puțin timp. Și aici se observă că ar trebui să se facă din nou linia asta verde, s-a făcut linia asta verde din nou. Și la fel aici cu bateria, aici însă nu mai arată nimic, pentru că invertorul a trecut în acest stadiu și a dat un
nu știu dacă și-a dat un restart, dar are nevoie de puțin timp să se sincronizeze din nou cu rețeaua. O să facă un mic zgomot aici. Are niște relee înăuntru lui care vor pune din nou. Iată că s-a schimbat și aici. Standby. Acum așteaptă tensiunea de la panouri. Insulation Resistance Detection. Standby Grid Connection. Și acum el așteaptă să se reconecteze la rețea. Gata. Acum s-a conectat la rețea și începe să preia putere de la panouri, să o livreze la consumatorii din casă. Cum am zis, 1000 de W merg la consumul casei și diferența, după cum se vede, intră aici în baterie. Asta a fost tot testul, sper să fie cât de cât lămuritor. Nu uitați să vă abonați și să puneți întrebări dacă aveți ceva în comentariile de mai jos. După cum se vede, bateria se încarcă, cred că acum e undeva la 60%, este ora 2, ar trebui ca până de seară să fie și încărcată, ceea ce este destul de interesant este că această baterie suportă tot felul de descărcări. Dacă vrei să descarci cu 100 de W, descarci cu 100 de W. Dacă vrei să descarci cu 1 kW, descarci cu 1 kW. Dacă vrei să ai mai mult backup, o pui la, cum am pus eu, la 100 de W și te ține până la a doua zi. Dacă ai un load mai mare și se ia curentul, chiar dacă e setat la 100 de W, poate să dea și mai mult. Dar asta o să vă arăt într-un alt clip. Asta a fost tot pentru astăzi.